În țară este însă o situație destul de dificilă și sunt proteste din cauza noii legi a pensiilor. Acaparează aceste proteste absolut toată țara, categoriile care pierd bani în loc să câștige. Ghișeele caselor de pensii din subordinea Ministerului Muncii au fost închise astăzi timp de 2 ore. Este doar o grevă de avertisment. Dar sunt amenințări și avertismente însă că urmează greva generală, iar asta ar putea duce la blocarea tuturor plăților. Cu ultimele informații, ni se alătură acum colega mea Ioana Ciobanu. Bună ziua, Ioana! Bun găsit, 2 ore de protest astăzi la instituții din subordinea Ministerului Muncii, unde ne aflăm noi în aceste momente la Casa de Pensii a Sectorului 1. Cei de la Casa de Pensii a Județului Ilfov s-au solidarizat și au ieșit în fața clădirii în semn de protest. Iată, această grevă de avertisment a fost chiar și semnalizată pe ușile clădirii. Protest în data de 22 noiembrie, între orele 8 și 10, nu s-a lucrat cu publicul. Nici aici, la Casa de Pensii din Sectorul 1, așa cum vă spuneam, și nici la alte case de pensii din țară, dar nici la AJOFM-uri, ITM-uri și dăm câteva exemple. Același tip de protest a fost și la Iași, și la Alba, și la Brașov, în mai multe județe din țară. Așadar, oamenii au ieșit la protest în fața instituției pentru a sublinia nemulțumirile pe care le au. Vorbim în primul rând despre inechitățile din sistem. Își doresc angajații salarii mai mari, egale cu acelor care lucrează în aparatul central. De asemenea, oamenii s-au plâns de faptul că volumul de muncă este foarte mare și că nu este destul personal. De asemenea, sisteme informatice care sunt vechi, condiții de muncă, în principiu, acestea sunt principalele cerințe pe care le au cei care lucrează la casele de pensii, la AJOFM-uri, la ITM-uri. Trebuie să vă spun de asemenea și faptul că dacă cerințele nu le sunt îndeplinite, cei care au protestat astăzi avertizează că este posibilă o grevă generală pe data de 27 noiembrie. Este a 13-a, 14-a zi de protest. Acum am declanșat-o, am schimbat-o în grevă de avertisment. Dacă nu ne aude nimeni și nu ține cont și de doleanțele noastre, în data de 27 noiembrie vom declanșa grevă generală. Ne dorim să fim auziți, ne dorim un salariu echitabil pentru munca prestată, un salariu care să fie aliniat la cel din aparatul central administrativ. Ne dorim condiții optime de muncă, programe informaționale, operaționale, personal. Noi nu suntem în grevă de avertisment, suntem într-un protest. Protestăm pentru salariile care sunt mici, deci nu s-a mai majorat de 7-8 ani. Suntem hotărâți să nu cedăm și ulterior să intrăm și noi în grevă pe termen limitat alături de colegii noștri. Când este posibilă o asemenea grevă generală? În zilele următoare. Această grevă de avertisment înseamnă nemulțumirea acumulată de zeci de ani. Sunt condiții de muncă neadecvate, dotări materiale insuficiente sau neadaptate volumului de lucru, personal insuficient. Aici avem o mare problemă cu lipsa personalului datorată, în primul rând, blocării posturilor. Un asistent pleacă de la net 2670 și se ajunge la un net de 3700 cu sporuri. Da? Deci unde se vorbea că avem cine știe ce sporuri sau că sunt salarii mari, după cum vedeți, salariile sunt la un nivel minim.